Iată un joc la fel de simplu prin care puteți să exersați litera mare de tipar și litera mică de tipar, realizând corespondența între cuvinte scrise cu litere mici de tipar și cuvinte scrise cu litere mari de tipar. Vă propun să citim ce scrie în prima coloană, da, toate cuvintele, și apoi să le citim pe următoarele și în ultima fază să vedem cum realizăm corespondența între aceste cuvinte. Bun, haideți să vedem. Aici este litera O pe care tocmai am învățat-o, da? O, 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 M, Om. Vi-l amintiți pe M, litera cu trei picioare, așa îi spuneam, da? M de la mama, M de la mașină, O, M, Om. O, R, A, Ora, Ora. M, A, Ma, R, O, Ro, Ma, Ro, Maro. C, O, Co, r, a, ra, cora, cora. Deci avem ou, om, ora, maro și cora. Cora este numele unei fete, l-am scris cu literă mare de tipar, deși aici sunt literele mici de tipar, cuvinte scrise cu litere mici de tipar. Haideți să mergem și la coloana cu cuvinte scrise cu litere mari de tipar. Ia să vedem ce scrie aici. M, A, ma, r, o, ro, maro, maro. C, o, co, r, a, ra, co, ra, cora. Om, om, ou, ou, or, a, ora. M, o, mo, n, ni, moni, ca, ca. Monica, Monica. Deci avem Maro, Cora, Om, Ou, Ora, Monica. Bun, haideți să vedem. Sus de tot am spus că scrie ou. Unde scrie ou în această coloană? Ou. Uite aici scrie ou. Așa că realizăm corespondența. Ou scris cu litere mici de tipar și ou scris cu litere mari de tipar. Aici scrie om, om. Unde scrie om? Iată aici pe galben, da? Om, om, da? Avem cuvântul ora. Unde scrie? Iată-l aici, pe verde. Ora. Ne-au mai rămas câteva cuvinte aici. Iată, trei cuvinte mai avem. De... Imediat pun și apă. M-a-r-o. Maro. Maro. Unde scrie maro aici? Ah, pe roșu. Bun. Iată, realizăm corespondența. Putem să le așezăm puțin mai distanțate. Da? Iar aici scrie Cora, am spus, da? Cora. Unde scrie Cora? Aici sau aici? Aici, Cora. Și ne rămâne un cuvânt pe care nu avem cu ce să îl unim, pe care scrie Monica, Monica. Da? Vă reamintesc că avem cuvântul ou, om, ora, maro, cora. Am realizat corespondența între cuvinte scrise cu litere de tipar mici și cuvinte cu scrise cu litere de tipar mari. Iar aici ultimul cuvânt, Monica, l-am lăsat deoparte, nu avem cu cine să îl unim, nu are niciun corespondent.